această casă, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt. Acum primite harul Preasfântului și de viață păcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Și acum primite harul Preasfântului și de viață păcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Adu-ți aminte, Doamne, de toată Arhiepiscopia Dreptcredincioșilor, care drept învață cuvântul adevărului Tău, de ce nu-L preoțește, călugărește mântuirea lor. Adu-ți aminte de cei ce ne urăști, de cei ce ne iubesc pe noi, de cei ce pentru binecuvântate trece nu sunt aici, de cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii. Adu-ți aminte de părinții și frații noștri de aici și de pretutindeni, care sunt în robie și în supărări și Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Binecredincioșilor creștini asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea Ta pânzește pe poporul Tău. Darurilor Tale, fă-ne pe noi vrednici născătoare de Dumnezeu Fecioară, trecând păcatele noastre și dând tămăduire celor ce cu credință primezi binecuvântarea Ta preacurată. Să le scoate spre dânsele și tămăduiți toată boala și toată durerea. Pentru aceasta am folosit să zici, să ne destine darea curată în dar să dați tămăduitatea de suflet. Binecuvintează și mulțește toate darurile în casa aceasta. Pe robii Tăi care vor intra aici, păzește-i nevătămați de tot răul și izbăvește de cel viclean. Să luăm aminte!
această casă, răstignește și te sfințește cu harul preasfântului Duh prin stropirea cu apă sfințită, prin ungerea cu milin sfințit, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Această casă Fiul a întărit, această casă Duhul Sfânt, Duhul Sfânt. Iubiți credincioși, iată, am poposit astăzi în această localitate Fântânele, unde s-a lucrat frumos la biserică, s-a făcut casa praznicală, casa mortuară și toată această pardoseală din jurul bisericii, care asigură trăinicie locului acestuia și arată purtare de grijă de casa lui Dumnezeu. Orice lucrare care se săvârșește pentru casa lui Dumnezeu, pentru grija de sufletele credincioșilor, este o ofrandă atât de binevenită pentru cei ce locuiesc în satul acesta. Iată, Părintele George Daniel Oprea, de când a poposit aici, a fost neobosit în lucrările pentru înfrumusețarea bisericii, pentru împodobirea bisericii și pentru celelalte necesare anexe ale bisericii, cum sunt și casa praznicală și casa mortuară. Acestea toate arată credință în Dumnezeu, dragoste de Dumnezeu și bună orânduire a credincioșilor care au nevoie să se roage și în biserică și pentru cei ai case și pentru cei plecați și iată să aibă locuri de pomenire, de prăznuire, de prohodire, de priveghere a celor dragi plecați dintre ei. Dumnezeu să primească această ofrandă, îl felicităm pe Părintele George Daniel Oprea, pe colaboratorii săi, mulțumim primarului, primăriei, Consiliului Local și tuturor credincioșilor. Este un eveniment foarte important în viața comunității noastre, sfințirea acestei capele. Suntem onorați să avem printre noi înalt preasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Această capelă funerară este foarte necesară pentru comunitate, deoarece, așa cum știți, legea s-a schimbat și nu mai permite priveghiul decedaților la domiciliu. Pe de altă parte, este și pentru oameni este mai comod și mai bine să, când se produce un eveniment nefericit, să aducă persoanele dragi care au decedat să le aducă aici. Pe lângă capela funerară avem și o casă praznicală unde se pot face parastase. O mare bucurie și o mare binecuvântare de la Dumnezeu, pentru că iată, am reușit în astfel de vremuri puțin mai grele să realizăm un asemenea așezământ care să fie benefic tuturor oamenilor și tuturor celor din comunitatea noastră. Bineînțeles, noi am făcut în mod special pentru cei din comunitate, dar și cei care sunt nevoiași de prin orașe pot veni să apeleze la noi cu mare siguranță, pentru că îi vom servi și va fi tot într-un mod gratuit. Pentru că biserica, am socotit înainte de a face acest proiect, trebuie să vină într-o ajutorare a oamenilor mult mai mult decât prin sfaturi și prin povețe, prin fapte reale. Este nevoie ca să ieșim din biserici, să ieșim către oameni pe stradă și să îi ajutăm cu tot ceea ce au nevoie. Gândul meu a fost că în momentul în care omul este la necaz, atunci biserica trebuie să pună umărul și iată să fie ajutat omul
pentru a trece mult mai ușor pentru peste cele grele. Avem casa praznicală care are o capacitate de peste 80 de persoane și casa mortuară cu două camere special amenajate cu capac frigorific, cu aer condiționat, va fi montat cât de curând și în momentul în care se va întâmpla necazul să fie două familii necaz aflate, iată, noi vom avea capacitatea de a-i servi necondiționat și pe unul și pe celălalt.